găsit, doamnelor și domnilor, sunteți pe NBC și urmăriți talk show-ul Interes Direct. Premierul Iurie Leanca a avut o nouă întrevedere cu producătorii și procesatorii de fructe și legume pentru a identifica soluții care ar diminua impactul embargoului rusesc. Guvernul a anunțat că va oferi pentru început compensații de până la 170 de milioane de lei și facilități fiscale pentru fermieri. La rândul lor, producătorii sunt îngrijorați că aceste ajutoare ar putea fi insuficiente sau le vor putea accesa prea târziu. Guvernul a venit în fața agricultorilor cu un plan de solidarizare pentru a promova producția autohtonă. Astfel vor fi organizate târguri în toate raioanele din țară și va fi pregătită o plăcintă gigantică din mere. Vom organiza în cât mai multe raioane și sper să acoperim toată țara iar maroace, astfel încât să dispară acești intermediari între consumator și între producător. Am mai dat indicații la unele instituții statului, cum ar fi, de exemplu, Air Moldova, să procure mere de la producătorii moldoveni. Este o experiență pe care am văzut-o la alte companii europene, când în loc de o chifă îți dă un măr. E și mai sănătos și mai susținem și producătorii. Totodată, mâine la ședința Cabinetului de Ministri va fi adoptată o decizie privind mecanismul acordării și valoarea compensațiilor. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a declarat că este nevoie de o înțelegere între producător și procesator, ca cei din urmă să nu profite de situația creată. S-a propus să semnăm acel memorandum între Asociația Producătorilor și Asociația Procesatorilor că acest preț care a fost discutat, negociat, să nu fie speculat pe urmă. Deci am stabilit pentru prun 1,32 lei la kilogram și pentru miere 1,35. Pentru legume 0,38. O să vedem ulterior ce facem cu ceea ce s-a spus astăzi în stare proaspătă. O să negociem și o să discutăm astăzi cum am putea corect să expunem această cerință și mâine o să venim în ședință de guvern. Am negociat în așa mod ca aceste surse financiare să fie distribuite în septembrie, în luna septembrie. Pe de altă parte, producătorii agricoli sunt sceptici vis-a-vis de deciziile luate de autorități. Ei susțin că valoarea compensațiilor este prea mică și își fac griji că nu vor putea rambursa creditele bancare. Noi am propus astăzi guvernului, am venit cu un demers, asociația Moldova Fruct, cu calcule, deci anexate, unde am stipulat care sunt prețurile de sinecost și care ar fi metoda corectă de subvenționare pentru a nu se crea un impediment de discriminare pentru toți procesatorii. Se începe recoltarea undeva pe data de 10 septembrie. În timpul acesta noi avem nevoie de acești bani, fiindcă acei 60 bani care le dăm acum la uzină, ei nu acoperă cheltuielile. 40 de bani din ce se duc la oameni care culeg, dar 20 de bani mai avem motorină, știți cât costă, cât kilogram de producție trebuie la un litru de motorină. Autoritățile de la Chișinău mizează și pe obținerea finanțării din fonduri externe. De asemenea, mai promit facilități fiscale pentru agricultorii afectați de restricții. În același timp, premierul a precizat că guvernul va asigura raționalizarea și ieftinirea procedurilor de certificare de către Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor a producției vegetale pentru export. Stella Cheptene, Ruslan Ismailov, Artur Musaelean, NBC. Mai mult la acest subiect vorbim în cadrul ediției de astăzi, dar, dragi telespectatori, vreau să menționez că la dezbaterea subiectului am invitat și factori de decizie din cadrul Ministerului Agriculturii și cel al Economiei, dar aceștia au refuzat să vină. Deși este un subiect de importanță majoră atât pentru producători cât și pentru economia națională. Așadar, invitații de astăzi a talk show-ului Interes Direct sunt Grigore Porcescu, vicedirector al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Bun găsit! Bună seara! Aliona Mandati, director general al companiei Domnul Terra și producător agricol. Vadim Scorobogatco, director general Natur Bravo. Bun găsit! Iar alături de mine este Viorel Chiviga, expert în agricultură și economie din viitorul. Domnul Porcescu, pentru început vreau să vă întreb ce s-a asistat din importuri până la această dată, pentru că este vorba de o categorie, de 19 categorii de produse. Deci, în momentul actual se vorbește doar de produsele de origine vegetală și produsele de origine vegetală procesate. Referitor la produsele de origine animală, nu sunt sistări, cum s-au exportat, așa și se exportă în Federația Rusă și în Uniunea Vamală.
La ce vă referiți la produsele din carne? Din carne, lapte. Vreau să vă întreb dacă sunt și alte sectoare pe listă, nu din sectorul agroalimentar, dacă mai sunt interzise și alte produse, mărfuri. Păi eu sunt responsabil numai de alimente, tot ce sunt niște aliment, plante și animale vii. Premierul Iurie Leanca a declarat astăzi că este foarte important ca produsele noastre să fie, din punct de vedere fitosanitar, calitative și sigure. La momentul actual, cât de sigure sunt produsele moldovenești? S-au efectuat expertize după ce au fost înaintate plângerile din partea autorităților ruse? La drept vorbim, deci noi ca autoritate pentru controlul siguranței alimentelor nu avem niciun document oficial din partea Federației Ruse, ceea ce ține de sistarea exporturilor la produsele procesate. Mă refer la porumb, mazări, etc. și alte, ceea ce ține de produsele procesate și chiar până la urmă nu este clar care este temeiul. Deci se vorbește în presă, în linii generale, fiindcă nu corespund oricare gosturi sau nu sunt adecvat identificate sau numerotate. Pentru noi nu este clar până la urmă, deci care este agent cauzal, patogen sau alt agent care ar afecta, agent care ar afecta, deci produsul, chiar aici nu e o claritate. La plante, deci iarăși nu avem niciun document oficial, deci este un argument că s-au găsit boli care deci, sunt în lista bolilor de carantină a Uniunii Vamale, care în Republica Moldova nu sunt boli de carantină, cum ar fi molia tomatelor, spre exemplu, da? Deci la noi nu este boli de carantină, Federația Rusă este boli de carantină sau în Uniunea Vamală. Și așa, în linii generale, dar la concret nu avem nimic, absolut. Ați făcut solicitări pentru a afla poziția oficială? Nu numai solicitări, evident că au fost și experții noștri la întâlniri cu specialiștii de la Rosilhoznadzor, numeroase mesajuri prin intermediul ambasadei, chiar și la direct, dar până că în asta e situația, dar acest lucru se întâmplă numai cu Republica Moldova, ce se petrece la momentul actual. Într-o această situație stupidă se află și țările Uniunii Europene, în special Polonia, care este un producător foarte mare de mere în special. Doamna Mandati, vreau să vă întreb, noastră, în calitate de producători, ați primit vreo înștiințare oficială din partea partenerilor ruși privind sistarea acestor importuri sau ați aflat la vamă că nu mai puteți exporta? Noi am aflat, desigur, că imediat din presă de unde și au fost, pentru că contractele cu partenerii din Federația Rusă niciodată nu au fost atât de stabile ca să fie întocmite, deci din timp ca să putem să avem o manevră de discuții și de aranjamente, deci care să fie respectate. Asta a fost situația. Deci noi eram pregătiți, de fapt, încă de un an în urmă, că, și conștienți că o bună parte, să zic, din producătorii agricoli, că odată cu semnarea acordului de liber schimb și de preaderare la Uniunea Europeană, se va întâmpla și mai mult decât la sigur că vor fi aplicate aceste embargouri. Pur și simplu nu a fost așteptat faptul ca să fie embargouri impuse în Uniunea Europeană, în special Polonia, care este pentru noi, într-adevăr, noi pentru ei, pentru noi, e un concurent foarte mare pe piața europeană. Ne mai vorbit de însă și toate țările care sunt din jur. Și aceasta s-a întâmplat pe a neașteptat și complică mult mai mult situația decât era de așteptat. Domnul Scorobogatko, ați știut din timp că urmează să fie impuse careva restricții? V-ați pregătit cumva de această situație? Ați știut de faptul că va fi impus embargo la produsele din conserve? Вы понимаете, такая история, то есть уже год, наверное, шел разговор, да, то есть мы получали определенный месседж с Российской Федерации, что действительно могут принять меры. Было такое, все это понимали, все прекрасно как бы ощущали надвигающуюся опасность, но все равно, как всегда, то есть, как крестьянин, да, пока гром не врежет, образно говоря, не перекрестится. Все думали, что пронесет.
Дело в том, что, скажем так, наша компания, вот вы говорили, что не было никаких официальных бумаг, не получали, да, то есть на самом деле наша компания тоже официальную бумагу не получила, получил у нас торговый дом, непосредственно находящийся в Брянске. Получил именно от Роспотребнадзора, утверждающий, что качество не соответствует ГОСТам и стандартам. Причем там, конечно, ну, можно долго рассказывать, то есть, но ситуация там до абсурда была доведена, что не соответствует на этикетке надпись «Брута». «Брут» — это все, что внутри и снаружи вместе старое, не соответствует написанному на этикетке. По ГОСТу не надо писать «Брута», по ГОСТу надо писать только «Нета». Когда наша компания, то есть наши представители там отписали с Роспотребнадзор, ну, на следующий день написали «Нета». Более того, это был сигнал еще до введения эмбарго, то есть это постепенно пошло. Более того, мы специально взяли с той партии, это в одном из наших регионе, в одном в Луганске, извиняюсь, Луганске, в Подмосковье, в общем, в одном из регионов Подмосковья. Было снято там совсем маленький дистрибьютор, который у нас потребляет совсем небольшой мизер, скажем так. И именно оттуда была снята продукция. И мы взяли образцы, привезя сюда в Молдавию, решили просто для себя сделать такой независимый анализ, прежде чем судиться, да, там, доказывать какую-то правоту. Анализ показал, ну, очень хорошие результаты даже с запасом. Там, если там допускается не ниже 60% содержания сухих, у нас там было 62% это минимально, 65% это максимально. То есть понимаем, что вы как в этой отрасли имеете отношение, что можно все что угодно сделать. Можно, скажем так, придраться даже к стакану с водой, что вода здесь не совсем чистая, не совсем стерильная. Таким же образом, наверное, поступил Роспотребнадзор. Понимаем, что это тоже политическая акция, но... Причем была такая ситуация, что попали компании, это зная Натурбрава, это зная, что Сороки, это зная, что еще две компании, да, то есть, но даже по другими брендами, по другими компаниями вагоны были возвращены. У нас сейчас три вагона вернулось обратно. Дар партнерии руши, кум ау реакционат ла аческе? Ну, партнер, российские партнеры тоже до последнего не верили, то есть они, более того, многие даже деньги сюда перевели, да, то есть мы работаем по предоплате, ну, скажем, там 50% предоплата пошла за товар сюда. И, соответственно, достаточно большие партнеры серьезные, то есть я, если приведу такой маленький пример, что Натурбрава в этом году произвела, вернее сказать, горошка только в жестибанке 425, порядка 14 миллионов банок. Не считая, что мы в стекле сделали еще 2 миллиона, еще не считая, что 3-килограммовый 212, то есть достаточно большое количество. 4 тысячи тонн с половиной горошка была собрана на Турбраво, переработана. Это только один завод. Крупных заводов по переработке в Молдавии 3. То есть всего где-то порядка 30-32 миллионов банок закатано по всей Молдавии продукции. Причем из этого где-то... процентов, наверное, 70 законтрактовано и есть договора. Есть договора, потому что партнеры, действительно, мы работаем 20 лет. Партнеры там, честно говоря, российские сами, ну, скажем, если в шоке, это, наверное, будет мягко сказано, потому что пошла следующая санкция, не санкция, а следующее движение, то есть устные там приказы снимают с полок продукцию. Это самое неожиданное, потому что у нас еще достаточно большие стоки завезенной продукции там. Вот это будет... Deci până și marfa care a fost comercializată până la acea dată a fost interzisă. Domnul Chivirea, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră dacă s-a știut, s-a vehiculat din timp despre posibile restricții și embargouri, cum ar fi trebuit să acționeze autoritățile sau cum ar fi trebuit să se pregătească producătorii de așa situații? Istoria din 2005-2007 ne arată că Rusia e un partener comercial mare, dar e un partener care poate să vină cu unele surprize. Și aici chiar și colegii mei din studio spun că se așteptau. Era foarte clar că era anul trecut. Că Rusia o să utilizeze tot arsenalul pe care îl are, anume pentru a intimida Republica Moldova, pentru a pune bețe în roate, deci înainte de parafare, semnarea, ratificarea acordului de asociere. Și în ultima instanță mai avem și un scrutin electoral acum. Era clar, chiar în septembrie anul trecut, atunci când au fost impuse unele limitări la exportul băuturilor alcoolice în Federația Rusă, că ăsta nu e unicul demarș din partea Rosilhoznadzorului sau Roșpotrebnadzorului, două instituții cheie,
Și aici trebuia de pregătit foarte multe lucruri. Eu sunt mirat că noi discutăm azi, discutăm despre mecanismul care a fost negociat între instituțiile de stat și agenții economici. În fine, trebuia de negociat, discutat, nu numai mecanismul, dar trebuiau căutate... De ce atunci în Republica Moldova se discută doar după ce se întâmplă? Vedeți că Republica Moldova e o țară a inacțiunilor. În foarte multe cazuri avem niște viziuni așa bune, bunicele, dar când e vorba să realizăm niște acțiuni pentru a obține ceva, urmează niște inacțiuni care duc toate eforturile la zero. Și aici chiar mă miră faptul că am primit acei ce am primit noi, dar în Chișinău, în unde orașe mari, în centrele raionale, nu se vede niciun sprijin pentru cei care produc chiar produse perisabile. Intrați în orice piață din Chișinău, Cahul, Ungheni și veți vedea niște prețuri exagerate la produse perisabile și care nu sunt chiar și proaspete. Vom discuta și despre și prețuri. În afară de asta, deci este un dialog pe care îl vedem acum ultimele zile, dar între instituții și între comunitatea de afaceri, dar un astfel de dialog el trebuie să existe permanent, nu numai în situații de criză. Sunt multe semne de întrebare la care trebuie de căutat răspunsuri și nu numai răspunsuri, dar aici trebuie să existe o finalitate. Acum anume... și în scurt timp discutăm și despre soluții. Până atunci, doamna mandatei, veți încerca cumva să vă apărați interesele în calitate de agent economic? Veți folosi careva mecanisme? Veți apela la instituții internaționale pentru a vă apăra drepturile? Sau și partenerii dumneavoastră cum vor proceda, dacă cunoașteți? Ca să-mi apăr drepturile, să apelez la institutele internaționale, nu am pentru ce. Ca să știu, să fie clar din start, nu am avut niciun contract, nici eu și nici majoritatea, deci producătorilor din țară, cu partenerii din Federația Rusă, ca să astăzi să-și apere, să intre într-un litigiu. Știu mulți producători care au primit, într-adevăr, în baza, sigur, a contractelor, de la partenerii din Federația Rusă bani, care, într-adevăr, nu s-au așteptat nici ei și au fost siguri că nu va exista acest embargo până la urmă. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Eu tot timpul am fost pe poziția că trebuie să mergem cu statul în dialog și în discuții, ceea ce noi am și făcut și vreau să spun că, într-adevăr, Ministerul Agriculturii este cu noi în dialog permanent și la întrebarea de ce, ceea ce s-a discutat cu 2 minute mai înainte, vreau să vă zic că atunci când noi am pus întrebarea domnului ministru Bumacov că trebuia deja statul nostru, guvernul, să fie pregătit concret cu măsuri de susținere în favoarea producătorilor, că eram așteptați la steluri de embargouri, dumnealui a spus că în discuțiile avute guvernul nostru cu organismele internaționale, tot timpul s-a spus că nu s-a întâmplat, de fapt. Când se va întâmpla, atunci vom discuta. Acum sunt discuțiile cu organismele internaționale, suntem la curent, pentru că în fiecare zi noi, membrii Consiliului Asociației Moldova Fruct, deja practic chiar și neformal, dacă vreți, să avem acest grup de lucru creat, unde ministrul agriculturii, de fapt și din Ministerul Economiei, chiar solicită de la noi sfaturi în acțiuni care trebuie să le întreprindem. Și prima, deci iată că noi astăzi am ieșit cu acest demers. El nu este de fapt de astăzi. El este, deci, un lucru comun făcut timp de o săptămână mai intens asupra cărui am lucrat, mai intens timp de o săptămână, fiindcă noi lucrăm deja de mai mult timp, unde am căutat soluții și este evident că statul, în cazul de față, este obligat să intervină anume cu soluționarea în mod financiar, alocarea compensațiilor pentru producători, pentru că merge vorba de foarte, noi avem în acest domeniu, acționează foarte mult fermieri mici, care ei nu sunt capabili astăzi. Dar vorbim și despre compensații, în scurt timp, domn Porcescu, vreau să vă întreb dacă instituțiile, autoritățile de la Chișinău vor reacționa la decizia Moscovei, vor apela la instanțele internaționale pentru a apăra drepturile agenților economici din Republica Moldova?
Pentru că s-a vorbit foarte mult despre faptul că a fost neîntemeiat instituit acest embargo. Deci acest lucru nu face autoritatea pentru siguranța lui Enuitul, este acest lucru se face la nivel de guvern. Deci guvernul va decide până la urmă, fiindcă, deci care sunt instanțele mondiale? Asta este Organizația Mondială a Comerțului, unde noi avem mai multe acorduri, unul din ele este acordul SPES. V-am întrebat pentru că domnul Sula a făcut o declarație în acest sens, că vom apela la mecanismele internaționale și dacă ați putea să ne precizați acest lucru. Da, deci noi avem, este mecanismul internațional WTO sau Organizația Mondială a Comerțului, unde noi avem, un acord, mai multe acorduri, dar cei ce ține de alimente, noi avem un acord care se numește SPES. Acestea sunt aspectele sanitare și fitosanitare. Și evident că când două țări sunt în litigiu, atunci se ia legislația SPES și se vede care este corect și care nu este corect. Vorbim și despre soluții, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, ați revenit în cadrul talk show-ului Interes Direct de pe NBC. Revenind la restricțiile impuse de către Rusia, domnul Chivriga, ce sancțiuni credeți că mai riscăm? Ce alte produse ar mai putea fi interzise în Federația Rusă? Vedeți că în instituțiile rusești, Rospotrebnadzor, Rosselhoznadzor, activează oameni pregătiți. Nu o să găsiți acolo diletanți. În primul rând, pentru a veni cu ceva nou, care practic ar prezenta o surpriză pentru autoritățile din Republica Moldova, trebuie să studiem structura exporturilor. Și acum o să vedeți pozițiile care domină și în același timp trebuie să vedem cine o suporte niște pierdere în mod indirect. Că aici, dacă vorbim de produsele vegetale, aici s-a lovit în primul rând de producători, în exportatori, dar după ei o armată întreagă de oameni. Și o lovitură foarte dureroasă. În procesatori e aceeași problemă. După ei sunt furnizori de materie primă. La vinificatori sunt producători de struguri. Dar aici mai apar în câteva grupe de mărfuri care au o pondere foarte mare în exporturile moldovenești. Sunt textilele și sunt produsele chimice. În afară de mobila care stă aparte, și dacă după 1 septembrie vor apărea și taxele vamale la export, atunci sunt încă două grupe mari de produse. Domnul Purcescu, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Strugurii din Moldova deocamdată pot fi exportați în Federația Rusă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor susține că deține careva informații că strugurii din Moldova ar putea fi interziși. Puteți să ne dați mai multe precizări? Deci ar putea să se repete scenariul cu fructele și legumele. Deci nu este exclus. Dar avem posibilitatea de a exporta în Belarus, în Kazahstan, chiar dacă sunt în Uniunea Vamală, deci la întâlnirile anterioare cu reprezentanții acestor țări. Deci chiar și am discutat și nu este o problemă. Dumnealor, nu o să consume acest produs doar pe teritoriile sale, fără deci mișcarea lor pe teritoriul Uniunii Vamale, și adică nu există o problemă. Cantitatea pe care o exportăm în Rusia, de struguri mă refer, poate fi redirecționată spre Belarus, dacă ați menționat despre această țară? Deci noi exportăm, nu în cantități așa de mari, dar exportăm în Belarus struguri. Noi exportăm circa 37.000 de tone de struguri, struguri procesați, din care 35.000 de tone erau exportați în Federația Rusă. Dar aici mai apare încă o destinație, apare Ucraina, care tradițional importă struguri din Republica Moldova. Și aici ar putea ca comerțul bilateral să fie impulsionat. Mai ales luând în considerație că Ucraina poate să importe și struguri tehnici.
pentru prelucrare, pentru producerea vinuri și așa mai departe. Și mai apare o posibilitate enormă, luând în considerație că toate vinurile din Crimeea sunt și ele blocate, au locul lor, vinificatorii din Republica Moldova care sunt interesați de piața ucraineană ar trebui să depună un efort maximum pentru a ocupa anume nișele goale. Sunt posibilități, da, mari. Vreau să revenim la soluții. Autoritățile astăzi au venit cu mai multe propuneri. S-a vorbit despre fondul de compensații de până la 170 de milioane de lei. Doamna Mandati, în ce măsură vor putea fi acoperite pierderile? Vreau să vă zic că după ședința de astăzi, suma nu a fost concretizată, că se va limita la 170 de milioane, pentru că noi am propus, de fapt, că în regulamentul pregătit de către Ministerul Agriculturii, doar inițial se indica merele care vor fi vândute la procesare, la suc. Și ceea ce noi am ridicat astăzi și este un moment foarte important de-l concretizat, că s-ar produce o discriminare și nu ar fi corect ca să stimulăm doar producerea merilor pentru suc. De fapt, aceasta s-ar întâmpla. Este mai corect să stimulăm producerea merilor în stare proaspătă și să fie subvenționate și sume pentru merele în stare proaspătă. De ce această sumă va fi, la sigur, modificată? După această ședință, noi deja am stat cu Ministerul Agriculturii, am elaborat un nou regulament care urmează mâine să fie semnat la guvern și vom urmări foarte atent ca să nu dispară această sintagmă propusă de noi astăzi, schimbare anume a tuturor merilor vândute atât în stare proaspătă cât și la procesare. Ce alte propuneri ați înaintat autorităților? O propunere foarte importantă a fost totuși ca să fie eliberat de către statul să contribuie ca Camera de Comerț și Industrie să elibereze acest certificat de forță majoră pentru a permite agricultorilor de a majora timpul de achitare a creditelor către bănci. De fapt, a venit, deja este cunoscut de două zile, Banca Națională cu propunere, da, deci este propunerea și sugestie băncii naționale. Aceasta încă nu este o dovadă că băncile vor accepta și vor merge, deci la o reeșalonare de 90 de zile. Se va discuta cu fiecare client. Pentru că și băncile comerciale sunt agenți economici care au un business și trebuie să aibă un profit. Domnul Chivriga, credeți că vor merge băncile comerciale în întâmpinarea agricultorilor și ar putea influența autoritățile decizia lor? Într-o țară normală ar trebui să meargă. Dar Republica Moldova e o țară specială. Și luând în considerație chiar experiența pe care am avut-o noi în 2006-2007, când circa 40% din vinificatori au devenit insolvabili într-o perioadă foarte scurtă, aici pot să apară și unele surprize. Dar în situația dată trebuie să existe într-adevăr o unitate, chiar o unitate națională. Și aici nu poți să nu fii solidar cu cei care produc, fie în sectorul vegetal, în sectorul animalier, în industrie de prelucrare. Și lucrul ăsta trebuie să vină nu din cer. Trebuie să fii mai activ și cei din sectorul asociativ și comunitatea de afaceri și instituțiile de stat. Deoarece dacă nu vom fi solidari, vom pierde anume companii. Și atunci, peste 2-3 ani, ne vom întreba cum am gestionat o situație de criză în care existau soluții și în care am fost incapabili, anume de a salva companii care fac un bine țării. Dar aici eu m-aș opri puțin la soluții, dacă îmi permiteți. Bine, e un mecanism chiar interesant, cu băncile comerciale. Poate că unei bănci comerciale vor veni întâmpinarea comunității de afaceri, dar trebuie să înțelegem că și băncile comerciale au unele interese. Și unele cazuri nu sunt chiar așa interesele de frumoase, putem să le colorăm așa. Au și ei interese. Pentru ei o companie mare care cade pradă, în foarte multe cazuri, e o companie interesantă. Pe de altă parte, nu se vorbește de... Credeți că unele bănci comerciale ar putea profita de această situație? Sigur, sunt unii cazuri. Eu aici nu încerc să merg numai pe drumul cel mai corect. Sunt situații diferite. Și să știți că în lumea afacerilor sunt diferite entități. Sunt unele care joacă după unele reguli, unele după altele.
Aici trebuie să fim foarte atenți și ar fi foarte bine ca instituțiile statului să aibă grijă că în situația dată, pentru ei, fiecare unitate de producere comercială prezintă interes și trebuie să fie protejată. Doi, dacă sunt unele înțelegeri, ele trebuie să fie respectate. Aceea ce spune doamna Mandati, cu scrie una și apare altceva, e un joc clasic în ping-pong-ul instituțiilor de stat și a mediului de afaceri. Intervin pentru un moment. Domnul Scorbogatico, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Ați făcut calcule ce pierderi ați putea avea din această criză? Sau la moment убытки, потери? Если позволите, я вернусь еще к первому вопросу, не закончил просто. Господин Кеврига напомнил мне по поводу именно виноэмбарго. Готовы ли были или не были готовы? То есть на самом деле до такой степени, что будет такой обвал, никто не был готов. Даже все прекрасно понимали, что если где-то Россию каким-то образом закроют, не в таких масштабах. А тут оказалось еще и закрыли европейские рынки. То есть это все усугубило. Мы понимаем, что это поставка как плодово-овощной продукции, так и консервированной продукции пойдет как и на наши рынки, так, соответственно, пойдет и на рынки российские. Будет, то есть думали, не думали, в смысле, сейчас будет на наши рынки все идти. То есть, кстати, это был один из вопросов, поднятый перед господином премьером, каким образом, какие можно ввести рычаги, чтобы ограничить внутренний рынок от наплыва импортного товара. Это понимаем, это Украина, это понимаем, что с 1 сентября это будет, естественно, и Евросоюз. Беспошлинный ввоз. Теперь к убыткам. К убыткам, конечно, на сегодняшний день опять-таки сложно привести какие-то конкретные цифры. Почему? Потому что товар-то произведен, вложен он в ликвидный товар, деньги не потеряны, в общем-таки, да. Прямые убытки на сегодняшний день – это, естественно, себестоимость продукта и те проценты банковские, как раз вот затронули про банки, которые идут. Поэтому, как бы, как один из вопросов, это решенирование долгов, в общем-то, да, или структуризация, может быть, как так можно выразиться, тоже было поднято перед банками. То есть вы сказали 90 дней, то есть на самом деле это было пока в прессе. Разговор с банком, ну, скажем так, с нашим куратором не подтвердил информацию, что какие-то были определенные бумаги. Что вынес я сегодня, тоже хотел бы добавить еще коллега. Вот мы сегодня с ней там достаточно активно спорили. Ну, ссорились, не ссорились, спорили. Сейчас ссориться не имеет смысла, надо, конечно, выходить из ситуации. Ситуация какая была? Что премьер-министр озвучил несколько пунктов, в том числе и банк, в том числе и торгово-промышленную палату, которую назвали, в том числе и разговор с энергетиками, это с газовиками и с электриками. То есть эти три пункта, конечно, под большим вопросом. Мы все понимаем, что каждое из предприятий на сегодняшний день – это практически частное предприятие. Единственное, наверное, самый рабочий механизм – это достаточно обкатанный в Европе, да, то есть это компенсация аграриям продукта. То есть мы платим по цене на сегодняшний день за продукт на переработку, который существует, рыночная цена по концентрату, в частности, да, сегодня обсуждали вопрос этот. Государство компенсирует до определенной суммы. Сегодня вопрос стал, что будет компенсироваться до 2 лей. Поэтому мы должны были, по идее, подписать меморандум, но меморандум подразумевает под собой, что надо подписать определенную цифру, по которой мы можем принимать. Но до сих пор, то есть четкого еще ответа от партнеров зарубежных по концентрату тоже нету на цену концентрата. Цифра, которая сегодня гуляет, где-то 400 евро, это, думаю, не окончательно, еще может в худшую сторону пойти. А мы знаем, что ситуация с яблоком польским, с тем же, да, то есть значительно ухудшила нам, то есть эмбарго на польское яблоко от Российской Федерации ухудшила нам ситуацию с концентратом. 700 тысяч тонн яблок, которые должны были идти на Россию, останутся в Польше. Куда они пойдут? Наверняка пойдут на переработку. А Молдавия всего выпускает порядка 400 тысяч тонн яблок. Всего. То есть даже если мы все переработаем, это даже меньше того концентрата мы сделаем, сколько Польша может сделать там. Соответственно, в нашем концентрате может отпасть необходимость. Referitor la acest, da, vă rog. Da. Foarte mulți produse care intră în lista produselor care nu pot intra pe piața rusă, există o perioadă de tranziție. Taxele vamale nu sunt eliminate odată cu intrarea în vigoare a acordului. Aici este o subtilitate de care trebuie să ținem cont. Dar aici mai apare și o soluție micuță. Sunt o serie de produse unde se prevede instituirea cotelor la import. Și aici ar putea să fie chiar o intervenție față de Consiliul de Asociație, deci ca aceste cote să fie ridicate și să fie schimbate cu o perioadă de tranziție, anume cu taxele vamale.
Aici i-ar salva într-o oarecare măsură pe cei care produc pe loc. Dar și toate măsurile date nu vor fi eficiente atâta timp cât nu facem ordine pe piața internă. Asta e o problemă foarte mare. Ce aveți în vedere atunci când vorbiți despre ordine pe piața internă? Deci comerțul intern în Republica Moldova este realizat după reguli, chiar le-aș numi oculte. Și lucrul ăsta îl poate vedea fiecare consumator. Eu pe mine mă miră că produsele perisabile despre care discutăm noi și care sunt puse în pericol, ele nu sunt în rețelele comerciale din Chișinău. Ele nu sunt în piețele agricole. Eu nu văd niciun producător de talie mare, mică, mijlocie, ca să vândă liber în Chișinău. Și, practic, sunt, hai să spunem așa, unei elemente parazite care parazitează anume pe problemele oamenilor din teritoriu. E o perioadă, în perioada de vară, oamenii sunt în vacanță. Ar fi foarte bine ca tot Chișinău ăsta să fie o piață. O piață pentru cei care au probleme, fie la Otaci, fie la Cahul, fie la Leova. Ca oamenii să-și poată să facă cumpărături, să poată să facă unei provizii pentru iarnă, dar să o facă din prima mână, de la cei care au nevoie de bani. Dar aici sunt într-adevăr unele elemente care profită de situația dată, prețurile sunt înalte, producția este necalitativă și noi căutăm soluții pe studiouri, pe la minister și mai departe. Doamna mandatei. Suntem în prezență în piață. Eu personal am vândut anul trecut în rețele, câteva rețele de magazine în orașul Chișinău, circa 180 de tone de mere. La piață tot sunt prezenți, da, dar sunt prezenți în special intermediari care procură că, într-adevăr, producătorii până la urmă poate nu au nici timp și nici persoane pentru a delega și a sta la piețe să vândă sau mai știu și cazuri aici, da, la piață că nu pot găsi aceleași locuri libere ca să intervină și să... Este o problemă, dar care poate fi rezolvată și nu asta cea mai strașnică. La noi, de fapt, în Moldova avem o problemă că consumăm foarte puține fructe și avem nevoie aici de investit în reclamă. Și dacă vreți, noi și aici lucrăm cu Ministerul Agriculturii, unde am propus să lucrează asupra, deci mai multor măsuri, ceea ce astăzi au fost anunțate. Tot de noi au fost propuse. Aer Moldova, vă referiți la iermăroacele despre care a vorbit și premierul? Iermăroacele, da, este una din probleme. Noi de mult și ne pregătim foarte intens de acest festival al mărului, care de fapt încă nu este o hotărâre clară a Parlamentului cum și ar trebui să fie făcut, petrecut acest festival, dar eu vorbesc în special de grădiniți de copiii noștri, de care ar trebui decât eu tot timpul mă revolt și zic decât acel ceai din zahăr topit ar fi mai rațional devenit astăzi la grădinițe și în școli cu un măr în zi, ceea ce asupra faptului căruia se lucrează. Chiar și în armată națională ar trebui și aici statul să intervină să facă aceste achiziții. De fapt, am fost anunțați că se lucrează, deci asupra hotărârilor date de guvern sperăm să fie. Și iarăși noi însă și singuri trebuie să fim conștienți de faptul că trebuie să investim cât mai mult în reclamă. Bine, este bine când statul ne ajută în cazul de față, dar trebuie desigur că și noi să facem pași, vom fi de fapt nevoia te disciplinează și dacă e să cumpărăm calitatea fructelor, ce a fost cu 2 ani în urmă, să știți că astăzi avem o diferență deja foarte mare. Dar ce puteți spune despre prețuri? Pentru că în calitate de consumator, nu aș spune că prețurile sunt foarte mici la fructele și legumele sunt noastre. Sunt prețuri diferite dumneavoastră. Dacă vedeți, la piață există prețuri când se începe sezonul merelor de la 3 lei și avem până la 15 lei. Astăzi merele am ajuns și în Moldova când deja se vând. Deci în perspectivă de soi, de calibru, de alți parametri gustativi a soiului specific. Și este măr care costă 3 lei, dar este măr care costă 15 lei, că la fel deci influențat de către sinecostul care astăzi îl are producătorul agricol. Eu vreau să zic că noi atunci, de un an deja în urmă, deci știind ce se va întâmpla foarte mult, ne-a disciplinat faptul și am investit deja
mulți din producătorii și mai mari și mijlocii în calitatea fructelor. Deja mulți sunt în cale, dar totuși și eu vorbesc despre prețuri de pe care, spre exemplu, le achit eu, dacă procur un kilogram de piersici aici sau struguri. Este vorba de 15 până la 20 de lei. Nu știu cât de accesibile sunt aceste prețuri pentru familiile cu venituri medii. Da. Sunt prețurile, iarăși v-am zis, diferite și atunci trebuie să mergeți poate singuri la producători și să procurați chiar din livezi, chiar din plantații, că sunt deschise. Dar de ce nu poate fi producătorul livezi care este interesat să-și comercializeze producția proprie și într-un timp util, foarte rapid și la prețuri bune, să aibă un loc aici pe piață? Că aici, eu din cei ce am observat, s-au intersectat două viziuni diferite, a unui producător și a unui consumator. Da. Și dacă ele sunt puțin diferite, deja e o problemă foarte mare. Eu mi-am expus punctul meu de vedere, nu numai în bază la ce văd aici în orașul Chișinău, dar să știți că rețeaua comercială, care poate utiliza anume resursele proprii pentru a promova producția cuiva, ele nu au produs moldovenești, practic. Intrați în rețeaua Metro, la Fidesco, numărul 1, și veți vedea că fructe nu sunt. Și dacă sunt de o calitate dubioasă, în piețe, prețurile sunt foarte mari și produse bune nu sunt. Dar dacă pleci în teritoriu, de exemplu, pleci în raionul Ochința sau în raionul Soroca, într-adevăr vezi produse de o calitate de excepție. Nu poți să mergi în Soroca pentru a cumpăra 2 kg de piersici. Același lucru îl putem spune și despre conserve. În magazinele noastre putem vedea o mulțime de produse de import. Străine, da. Ну, смотрите, вот я сказал, что надо действительно какие-то рычаги вводить для того, чтобы импортную продукцию ограничить. Потому что на самом деле, ну не знаю, существует, то есть везде на слуху существует только понятие импортное лобби. Оно везде есть. Это во всех странах. И мы это понимаем, то есть как бы мы пытались не закрывать глаза, существует. Мы знаем, насколько сложно зайти вообще в сеть и поставить там, скажем, баночку консервации. То есть это достаточно серьезные деньги. На сегодняшний день, скажем, тоже не секрет, даже те же соковики, которые с Украины завозят сок, ну, достаточно серьезно заносят сюда, в Молдавию, и стимулируют определенные лица, чтобы поставили на полку наши, свою продукцию. То есть этим вопросом должны действительно заниматься, наверное, какие-то определенные рычаги властные. Да? То есть власть должна этим вопросом заниматься, должна каким-то образом защищать внутренний рынок. Потому что это нечестная игра, когда таким образом мы воюем. Mai ales în situația de criză pe care o avem în prezent. Să așa în problemă. Pentru că intrăm... Două ședințe au fost organizate pe această temă, cu rețelele din magazine. Din statele europene, deci taxele vamale erau destul de înalte și la sucre și la conserve erau înalte. Dar în Ucraina... Даже сегодня, смотрите, сегодня, когда мы обсуждали вопрос, то есть прямейшая схема, да, то есть переработчик яблок и производитель яблок, там или пруни, да, то есть в итоге, то есть он привез, получил накладную от нас, мы заплатили ему то, что мы должны были заплатить, и компенсировал на основании этой бумаги, то есть это ли акт аквизиции, или это НДС-ка, заплатили ему, государство компенсировало остальные деньги. Но возникают такие хозяйства, которые, ну не знаю, там имеют там полгектара, предположим, садов, достаточно хороших, и не имеют своей техники, не могут с поля доставить сюда на завод переработать. Появляются какие-то определенные фирмы, которые готовы оказать данную услугу, но вы понимаете, что он не получит уже те деньги, что получил бы с завода. Вот в чем вопрос. То есть уже цепочка начинает здесь работать, представляете? И, соответственно, уже возникает вопрос, не будут ли какие-то схемы, опять-таки, благодаря этим фирмам-прокладкам, возникать по продаже яблок, даже товарного. То есть механизм очень непонятен еще. Domnilor, discutăm mai multe după o scurtă pauză. Dragi telespectatori, ați revenit în cadrul talk-show-ului Interes Direct. Domnul Chivriga, v-am întrerupt, aveți un gând? Noi vorbim anume de piața internă și ce să facem cu produsele noastre. Sunt unei propuneri care pot fi examinate, pot fi interesate și așa mai departe, dar europenii au venit cu ceva inedit. Dacian Cioloș, comisarul european, a propus ca producția într-un volum de 5-10%, care este obținută, să fie scoasă de pe piață, dar să nu fie comercializată, dar să fie, de ce anume, stocată, repartizată gratis diferitor categorii de oameni.
Deci e o propunere care este interesantă. Pentru noi e o situație mai specifică. Noi dacă am face o ordine pe piața internă, cu toate produsele pe care le avem din import și prin contrabandă, deja scoatem undeva mai mult de 10%. Și aici eu vreau să aduc câteva exemple. Ce importăm noi? Cartofi, care e în topul importurilor de legume. Cartofi roșii. Pe primul loc, castraveții, roșii. Roșiile au o balanță comercială negativă. Importurile prevalează exporturile. Și încă mai dau un exemplu. Roșii, de exemplu, noi exportăm în Uniunea Europeană. Anul trecut am exportat 10 kg de roșii, tocmai 10 kg de roșii. Vedeți că e o situație care, într-adevăr, nu te pune pe gânduri, dar te impune ca să o gestionezi în așa mod, ca să faci o ordine elementară, o salubrizare pe piața internă. Și aici se face atunci iar această ordine? Foarte mult. Nu asta s-a întrebat pe doamna Porcescu, deci agenția nu se implică, e o agenție tânără. Agenția ar putea să bine, se implice? Putem să vorbim anume de capacități instituționale de multe alte locuri, dar pentru Republica Moldova ar fi foarte bine ca acele entități care monitorizează tot fluxul comercial, care vin anume cu monitorizarea respectării regulilor fitosanitare, sanitare și mai departe, să iau un exemplu de la Dankfert, de exemplu, de la cei la Rosselhoz Azor, la cei de la Rospotrebn Azor, că sunt și exemple bune, dar piața internă, dacă nu o menții sub control, dacă nu ai loc pentru ai tăi, pentru producătorii interni, atunci eu nu mai cred că poți să intri masiv pe piața externă. Și atunci chiar acele cote sau acele posibilități care le oferă Uniunea Europeană și alte piețe, ele nu o să fie valorificate. Domnul Porcescu, poate interveni Agenția pentru Siguranța Alimentelor? Deci, nu trebuie cu toții să înțelegi care este menirea agenției. Deci, noi suntem responsabili de controlul oficial agențiilor economice din domeniul alimentar. Cum dumnealor se conformă la legislația în vigoare? Dar, dacă ne referim la produse de origine animală, numai la tomate, în genere, la produse vegetale, da? La momentul actual nu există restricții speciale pentru exportul în Uniunea Europeană și alte țări. Doar, deci eu văd aici o problemă, încă agenții economici nu au parteneri de încredere în alte țări, dar cu timp apar. Eu, spre exemplu, am fost toamna trecută în Marea Britanie, foarte multe nuci din Republica Moldova, fasole se comercializează, miere de albine. Problema a fost pusă un pic altfel. Da. De ce ne facem griji că nu putem exporta, dar în același timp importăm foarte mult și nu putem face loc pentru producătorii noștri să-și comercializeze marfa în piața din Republica Moldova? Deci, piața noastră este liberă. Și agenții economici toți sunt liberi. Ei pot să comercializeze și la noi și pe alte piețe. Dar problema, vă zic care e? Problema însuși în agenții economici, fiindcă ei nu îți găsesc piețe. Când ei încep să-ți dezvolte afaceri, trebuie să facă un business plan, să știe unde să vândă produsul, să vadă care este, deci cantitatea de produs pe piața internă, externă, etc. Dumneavoastră, puteți să înțelegeți corect, noi ce facem? Noi controlăm controlul oficial al siguranței alimentelor. Dar nu impunem bariere. Impunem bariere atunci când sunt neconformități. Vorbind despre mecanismul de certificare a produselor, premierul a menționat despre birocrație, despre costuri mari. Deci costurile nu sunt la autoritățile de stat, cât costurile de laborator. Deci noi toți suntem pentru faptul că producția sau marfa care se duce după hotarele țării și care se consumă chiar pe teritoriul țării, trebuie să prezinte siguranță. Dacă ne referim la produsele de origine animală, deci aici sunt riscurile chimice. Sau mai bine zis, rezidurile de produse de uz fitosanitar care sunt prelucrate plantele și ulterior, deci ele pot să se regăsească în produse. Și atunci noi deja am făcut o monitorizare pe toată țara, am registrat toate substanțele chimice și facem monitorizare, doar control, ca să știm. Dacă agenții economici din domeniul alimentar, hai să vorbim, din care cresc legume, fructe, ei respectă toți termenii, atunci nu există probleme de reziduri. Și mai ales dacă mai au un 5-10 zile deci rezervă de la termen de așteptare și mai fac și teste de laborator, chiar nu văd o problemă absolut deloc. Produsele se duc peste tot.
Domnul premier s-a referit și la birocrație atunci când sunt acordate aceste certificate. Dacă doamne, e mandate. Posibil, vreau da, vă rog să comentez mult. Eu aici sigur. La birocrație, ceea ce am ridicat noi astăzi, întrebarea că domnul Porcescu spune aici în studioul despre înăsprirea controalelor din partea agenției, este foarte bine. Numai că, deci, ce se întâmplă de fapt astăzi? Avem înăsprire de control la cei ce de fapt sunt disciplinați, tratează astăzi producția cu preparatele înregistrate de calitate bună și mai puțin cei ce sunt mai mici și mai puțin în vizor inspectați care folosesc preparate neoriginale. La întrebare de ce noi am ridicat-o astăzi în privința birocrației, deci avem faptul că cei inspectori care sunt astăzi în raion, până la urmă trebuie să mergi, să te închini la ei de trei ori să-i rogi ca să meargă în teritoriu să-ți prelevezi acea probă pentru analiză care urmează a fi transportată la Chișinău, aici predată, deci la laborator, este doar un singur laborator și atunci când suntem în sezon de pic, deci nu se dovedește. De multe cazuri durează nu o zi, dar două zile. Și acest certificat de inofensivitate este valabil doar o lună. A trecut o lună, iarăși din nou, trebuie să venim să rugăm acești inspectori și de multe ori primim răspunsuri. Astăzi suntem foarte ocupați, vom veni mâine poi mâine, noi avem camioane la încărcat și iată unde birocrație se dezvoltă. Ați înștiințat autoritățile conducerea agenției da. Despre aceste cazuri? Da, am înștiințat. Am primit răspunsuri, chiar știm că a fost și vreo și o ședință, două, pe această temă, unde au fost avertizați de către conducerea ANSA, cei inspectori în raion, dar probabil că se necesită niște condiții, domnul Porcescu, mai aspre față de agenții dumneavoastră, inspectorii care sunt astăzi în raion, până la, deci, cu aplicarea unor sancțiuni. Și am cerut aici, deci, în ceea ce privește termenul de valabilitate acestui certificat de inofensivitate, că atunci când producătorul dispune de frigider și depozitează această marfă, să fie un termen mai mărit de 30 de zile, nu este necesar. Să fie, deci, termen de 30 de zile doar că atunci când se livrează marfa din câmp, într-un depozit neautorizat. Iată care este solicitarea, până la urmă, de aceste birocrații. Să o ajut, simplu, doamna mandate, că nu e problema numai în birocrație, dar mai este și corupție. Și dacă vorbim de produsele vegetare, dați să ne amintim de cazul Breansk, care e un caz elocuvent cum lucrează instituțiile de stat. Nu sunt ele așa de fericite în viziunea oamenilor. Doi, luați cei care activează în domeniul prelucrării și exporturilor nucilor, care sunt foarte buni, extraordinar de buni și exportă preponderent numai pe piața europeană. Dar ce ravage, ce controale? Câți cozi, câți inspectori, cum și-au bătut joc de oameni ăștia. Și asta o fac cei din instituțiile de stat, care noi acum considerăm că ei o caută soluții. Domnul Porcescu, cum veți, cu ce propunere veți veni, cu ce va întreprinde agenția? Pentru că au fost solicitări și din partea guvernării, premierul a menționat astăzi că agenția urmează să vină cu careva propuneri pentru a facilita acest proces de certificare. Evident că mari probleme nu există la momentul actual, dar dacă au apărut oarecare obiecții din partea producătorilor, asociației, deci noi ne-am întâlnit, am scos toate întrebările, dacă sunt întrebări de la membrii asociației sau de la producători sau de la exportatori, mai bine zis, noi suntem gata să ne șezăm la masă rotundă să discutăm, să vedem care sunt aceste probleme. Dar sunt unele măsuri care nu pot fi excluse. Spre exemplu, certificatul fitosanitar sau sanitar veterinar, acestea nu pot fi excluse, deoarece acestea sunt niște cerințe mondiale. Da, dar se poate lucra pe cazuri exacte. Dacă au fost sesizate careva plângeri, despre care doamna Mandati, spre exemplu, deci, a menționat... Deci, ar fi necesar pentru început un pas, deși astăzi noi am discutat și am înțeles că sunt, deci, în lucru încă deschiderea două laboratoare, astăzi, Republica Moldova. Este necesar cel puțin unul la Bălț, ar fi bine unul la Ocnița, ca să nu se deplaseze de fiecare dată, sunt costuri adăugătoare. Cel fermier, până la urmă, prelevează inspectoratul de pe loc, dar trebuie din cheltuieli proprii să meargă acel fermier de fiecare dată la Chișinău pentru a... Domnul Porcescu, există suficiente resurse pentru a deschide aceste laboratoare și în cât timp?
Eu sunt unul din persoanele care am participat la elaborarea strategiilor privind laboratoarele în Republica Moldova și vom avea în nordul țării, la Băț, vom avea un laborator unde deci vom efectua toate expertiza sau testele laboratorului în cei ce ține reziduri. Când de vom avea acest laborator? Deci deja am primit bani de la Banca Mondială, este acest suport. Acum merge deci, ajustarea încăperii și... Câți bani au fost alocați de către instituții internaționale? Deci au fost alocate pentru laboratoare în jur la 4 milioane de dolari. Deci, când planificați să deschide acest laborator? În timp de un an jumătate o să fie deschisă. Dar, deci, în Chișinău deja avem, sunt două laboratoare care efectuează teste. Domnul Cernăuțan deja s-a deschis, la momentul actual, în jur la 50 de substanțe active poate să testeze. Și dumnealui, cu zi, deci, progresează și sperăm până la sfârșit de an va testa. Mai avem puțin timp, suntem multe. Pe final deja. Domnilor, vreau să vă întreb, doamna mandat, pe scurt, ce alte soluții ați mai vedea în rezolvarea acestei situații, criza în care vă aflați? Am vedea în criza care ne aflăm ca să mergem mai mult. Deci astăzi singur să căutăm acei parteneri și din alte țări avem deci o solicitare față de guvern ca să se implice și să știm că sunt multe țări arabe care, cu care astăzi încă nu sunt încheiate acorduri de comerț unde noi am putea marfa. De exemplu, Egiptul este o țară foarte interesantă pentru noi cu o populație de peste 100 de milioane și știm că acolo există taxele la import, la mierele din Republica Moldova. Și ar fi foarte util aici dacă s-ar implica mai activ guvernul pentru a semna niște contracte, poate interveni pe toate căile de a fi anulată această taxă. Domnul Scorobogatico, ce propunere, soluție aveți pentru procesatori? Ну, наверное, так, думаю, что в принципе, что нас ожидает, да? То есть в принципе, я думаю, таким образом. Если 1 сентября все ждут, как, наверное, манны небесной, то есть мы понимаем, что вы сказали, что вводится уже пошлина, да. Но дело в том, что мы понимаем, опять-таки, я уже где-то говорил, что российский посол Мухаммеджин, да, то есть сказал, что правительство России это одно, а Роспотребнадзор это другое. То есть, к сожалению, понимаю, по статистике по винам и эмбарго, никаких ограничений в плане поставки вина там от правительства не было. Там конкретно сработал Роспотребнадзор. То есть это определенный рычаг, как вы сказали правильно, воздействие на экономику. Но есть как бы одно но. Соответственно, мы понимаем, что 1 сентября наступает возможность ввести. И если, как бы, наверное, наше правительство все-таки сделает какой-то шаг вперед, надо договариваться. То есть любая война... Suntem în așteptarea soluțiilor din partea autorităților. Domnul хорошая, хуже, чем... То есть плохой мир лучше любой хорошей войны, это однозначно. Да, интересно, форте мульти. А еще я аж птяс 10 минут с Субурбеск. Ну, и не требуется ни в хачем иллюзий. Бене, пец сунт. Я мне только аминти, когда Сангели декларал, что его са инунди кувейт ку продукции индустриалы на Репка Молдова. Дар требуется фим реалисти. Мы имеем ситуацию, по которой требуется жестионаем акума. Deci, produsele perisabile trebuie să facem o ordine alimentară pe piața internă, trebuie să încercăm să păstrăm piața din Belarus, din Kazahstan, trebuie să facem o ordine alimentară și în comerț cu Ucraina și trebuie să fim o leacă mai independenți de toate lucrurile astea și să fim mai clar văzători. Nu să ne trezim atunci când a căzut piatra din cer. Dar căutăm soluții după ce s-a întâmplat. Și mai patrioți. Mai patrioți și să avem mai multă decență în noi pentru că și să fim mai siguri în calitatea produselor. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezență, dragi telespectatori, atât pentru ediția de astăzi. Vă reamintesc despre pagina noastră oficială nbc.md. Revedeți acolo alte știri care vă interesează din business și economie. Eu vă zic toate bune! We'll be right back.